Zucchero, 9 și 9 minute. Bună dimineața tuturor din Culinaria, live și pe pagina de Facebook. Asta Radio live? Europa. Stai să stau frumos la televizor. Stai frumos, drept. Gata, Luca, iau. Te rog frumos. Așa, am toată lumea aranjată. Am tricou cu pisoi, dacă vreți să vedeți. Ia uite ce tricou drăguț am cu pisoi pe mine. La Culinaria... Pisoi cosmonaut. Pisoi cosmonaut, da. A venit și vârsta asta a murăturilor. Bun, sunt încă tânăr. Am pus doar un borcanel mic, de ardei iuți. Asta nu înseamnă că ai pus murături. Băi, așa e începutul. Să știi că așa începe ușor și parcă vezi, în 3-4 ani sunt cu butoiul de varză. Păi mai multe murături am pus eu ca ajutor de murătură decât... De murăturist? De murăturist, da. Zilele trecute Vlad a postat pe Facebook operațiunea asta de murat ardei iuți și eu a doua zi când a venit dimineața l-am întrebat câte borcane a pus. Sugerându-i cumva că aș fi interesat de un... Și el mi-a zis, senin, unu. Păi, unu. Că cerul pe mine. Un borcan. Un borcan am pus. Un borcan. Mamaie, punea Dumnezeu să ierte 20 de borcane de ardei iuți, gen 5 ani și practic se tot acumulau. Da, nu am pus. El n-are decât câte unul, nu știi, când a fost vorba de zacuscă? Tot un borcan. Corect, da, bravo. Păi sunt economicos, de ce să aruncăm? Deci am cumpărat un borcan de 1 leu. Ai început cu bine. Capac, da, așa. Mic, cred că nu știu cât are. O givent. Așa. Și o cutiuță, că m-a agățat doamna, tântica de la piață. Am întrebat cum sunt ardei ăștia. Sunt de aia mici, știi? Uh-huh. Subțiri. Și mi-a zis, sunt pericol. Am luat, am verificat, sunt pericol, într-adevăr, ăștia-i pun. Nu suport ardei iuți, asta mi se pare una dintre cele mai mari scrocherii din care România. Da. Ardei comuni, care n-au niciun gust, vânduți pe post de ardei iuți. Pe vremuri se găseau numai la escrocii de la cantinele de la mare. Dacă țineți minte, te duceai la mare și îți puneau într-un păhărel cu apă niște ardei iuți care nu erau iuți. Da. Și le zicea ardei bulgărești, verzi, lungi așa mari. Aia lungi, mari, aia turcești, cred. O porcărie, n-au niciun gust. Sunt buni pe grătar. Da, nu, și pe grătar trebuie să fie puțin iuți picanți. Da. Poți să faci ardei de ăștia, prima dată am mâncat în Serbia. Faci ardei iuți lungi, copți pe grătar și pui cu oțet și cu ulei și cu puțin usturoi. Mamă, știi cum e? Și merge cu Mercu Șlivoviț. Da. Bun, revenind. De ce am început discuția asta? Da. Nu știu, am plecat de la murături. Hai zi, așa. Revenind. Și m-am documentat, ardei, eu nu știu ce, borcan, chestii, am sterilizat borcanul la cuptor, frumos, vedeți asta, borcanul am învățat, dacă aveți tentația după această rubrică, știu că noi inspirăm multă lume să murați ceva, borcanul se pune în tigaie rece și cuptorul rece. Se pornește, așa. Deci se spală bine și după aia totul se pune în cuptor și se pornește cuptorul, să dă la 150 de grade ca să sterilizeze. Ok. Că am încercat toată pe vremuri să sterilizez niște borcane în apă fiartă și s-a pus tot calcarul pe sticlă. Deci nu e bine, s-a evaporat apă. Da. Înțelegi? Nu. Bun. Și dacă tot m-am documentat, am citit că trebuie puse și niște feliuțe de hrean înăuntru ca să rămână ardeii crocanți, ardeii murați. Ăsta e chichirezul ca să nu se înmoaie? Da. Aha, interesant. O să vedem dacă funcționează. Borcanelul e la frigider. Dar dacă tot am luat hrean pentru asta, aveam nevoie de vreo 4 feliuțe mici, am luat un kil de hrean pentru 4 feliuțe mici. De ce ai luat un kil? Așa să fie. Să... Deci că ești economicos. E cu unul, nu știi că el e cu unul? Nu, am zis, dar de ce să nu pun și niște hrean la conservat? Că știi cum e, încep cu un ardei mic pe care vrea să-l mănânci peste iarnă și ajungi să pui varză la murat. Așa ai vrut să faci hrean de la pastă? Da. Gen ras? Da. Mamă, ce bun e. Da. M-am dus pe terasă. Bun hreanul? Da, pentru că nu se putea arade în casă, că na. Nu se putea arade în casă, adică era evacuare. Era ca 10 august la jandarmerie. Practic, ea cred că au dat cu gaz de hrean acolo, așa era și... Și am ieșit afară pe terasă, m-am apucat să rad. Acum, aici aș vrea sprijinul ascultătorilor, dacă s-ar putea. La 0728 3132 sau în comentariile de pe Facebook, dacă toți suntem live. Yeah. Nu știu dacă am greșit eu când am ales hreanul sau ce s-a întâmplat. E prima dată când am ras hrean pentru asta. Știți, și se lua răzătoare. Mi-am cumpărat și răzătoare. Da. Deci, ori era o problemă cu răzătoarea, care nu rădea prea bine, ori era hreanul prea lemnos, ori... Pentru că știți cum se fac artificiile alea care explodează și sunt... Așa, ai știți hreanul ciufulit? Da, se ciufulește așa, să face floare. Așa s-a întâmplat cu hreanul meu. În primul rând că am făcut sport, deci eram lac de apă. Hâși, înțelegi? Asta cred că era de la răzătoare. Și se rădea foarte puțin, în schimb totul se făcea așa, înflorea în capăt. Am pățit. Ai pățit? Da. Deci așa se face, așa e cu hreanul, n-am înțeles cum. Da, că și e fibros nu... și
așa cred că merge treaba. Nenică, am muncit jumătate de oră ca să read două bucățele de alea de hrean. De-abia am reușit să umplu 3 sferturi de borcaner de 1 litru și am abandonat. Am acum hrean în frigider, mai am încă 3 rădăcini. Uh-huh. Nu știu ce să fac cu ele, pentru că nu cred că pot să le rod, nu pot să le... Prea mult nu o să țină. Dar da, cred că tot ras e cel mai bine. Mm. Eu am mâncat... Vrei să aduc să razi tu? O bucată aș vrea, da, te rog. Dacă zici că e așa iute, că eu rar am găsit să fie foarte iute, știi? Mm. Eu am o cârciumă în București, austriacă. Da. Și acolo au adus de la Viena hrean ras, simplu. Mamă, cum se teme. Deci nu pus în oțet. Au adus de la Viena. Pentru că e așa, așa e tradițional acolo, știi? Da. E hrean ras și uscat gen, adică e fix cum e ras și atât. Uh-huh. Dar la ei se găsește la niște pungi mari așa, știi? Uh-huh. Mamă, și sunt topit după el, că exact nu e nici să plângi de iute, ci ciugulește așa din el. Și atunci mi-am luat acasă, da, la fel ca tine, și l-am dat părăzătoare, am pățit același lucru cu fibra. Și la tine am florit? Da. Și fel, tot nu-i, da, uzi, rămâne umezel așa și nu e nici la fel de iute și nu se poate hreanul nostru românesc, da, să nu fie în ordine. Păi, cred hreanul, că e ceva greșit la noi. Cred că e hrean impostor. Cum sunt ardei aia iuți impostori care nu sunt iuți, așa e și hreanul impostor care nu e iute. Există o întreagă... A fost discuția cu câțiva, nu mai râde. Băi, stați un pic. Deci a fost o discuție... Deci e absolut fascinant. Nu știu cum ați ajuns să vorbiți despre hrean la radio. Nu mi-am imaginat niciodată, da, că o discuție despre hrean românesc, austriac sau ce-o fi el, poate fi atât de captivantă. Și doi, mi-a socut poftă de hrean. Adică nu știu cum ați reușit. Voi puteți să vorbiți și despre pietre. Hrean și... cu rasol. Mai fi atent. Deci o rasolică... A fost acum 2-3 ani o discuție foarte serioasă. Că în perioada asta, când lumea pune murături, da, că acum că zici că de-aia sunt tari, de-aia că și mama e punea și toată lumea pune sus la borcan, așa, niște hrean. În piață era o adevărată mafie a hreanului, că nu se găsea hrean adevărat. Eu cred că... Apropo de ce zici tu, da, e o rădăcină care seamănă cu hreanul. Nu care cumva e... Da, nu, da, care mă, și nu e iute. E hrean de la chinezesc, fals? E ceva fals. Deci nu știu dacă e chinezesc. Dar erau discuții și pe acolo, coate, ai grijă, nu știu ce, că nu e ce trebuie. Deci niște hrane autentice ar trebui, da, dacă am putea să aflăm de unde și care se rade normal. Că eu am crezut că se rade cum se rade, nu știu, pătrunjelul, țelina. Am zis că 4-5 rădăcini de astea, care e problema? Rad imediat până la borcan. După jumătate de oră de-abia strânsesem un polonic cum ar veni de hrean ras. Eram transpirat tot și mă gândeam și ce fac acum, că na, nici nu pot să-l mănânc, nici nu pot să... Deci hreanul se curăță, se spală, se taie mărunt rondele și se dă la blender. Și că în felul ăsta îți ușurezi munca. Deci nu dai la răzătoare, m-am răzătoare. M-am gândit și eu cu blenderul, dar parcă nu e era ce trebuie. Nu pot să nu pot să dau click pe mesaje. Da, vin prea sunt foarte multe mesaje. Hreanul nu era proaspăt, zice cineva, și de asta... Și cum îți dai seama că e proaspăt? Cum... Eu ți-am zis, da, ce a scris omul, de ce mă iei la întrebări? Hreanul e necesar să stea o zi în apă. Aha. Așa. Bun. E bine, mulțumim că ne-ați ajutat. E hrean turcesc ăla fals. Aha. Ăla din România se găsește foarte rar. Îl găsiți în piață la mămăițe. E mult mai mic. Tu ai văzut că sunt niște... Da, păi era avea jumătate de metru. Așa. Ăla, da, nu-i bun. Nu e bun ăla. Trebuie să fie mai mic. Da, mic pitic. Mic pitic, bine. Am înțeles. Gata. Deci asta am făcut. Acum o să vă spun peste 2 săptămâni, cred, cum au ieșit ardei iuți murați. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.